În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după ce Iisus l-a vindecat pe posedatul din ținutul Ghergesenilor, iar legiunea de demoni a primit permisiunea de la Domnul să intre în turma de porci, care mânată de aceștia s-a înnecat în Marea Galilei, locuitorii acelui ținut l-au rugat să plece de acolo. Sfântul Iustin Popovici face o analogie între ceea ce s-a întâmplat atunci și ceea ce se petrece de o bucată de vreme la noi, în Europa. Hristos a plecat din Europa, precum odinioară din ținutul Ghergesenilor și al Gadarenilor, la poftirea acelora. Dar îndată ce a plecat, a venit război, urgie, spaimă, ruină, distrugere. S-a întors în Europa barbaria dinainte de creștinism, a avarilor, a hunilor, a longobarzilor, a africanilor, numai că de 100 de ori mai înfricoșătoare. Hristos și-a luat crucea și binecuvântarea sa și-a plecat. A rămas în urmă întuneric și putoare. Iar voi, hotărâți-vă acum cu cine vreți să fiți, cu întunecata și puturoasa Europa sau cu Hristos. Se știe că nu există spațiu gol, nici în arealul material, nici în cel spiritual. Orice loc e ocupat, are un duh al său, spiritus locii, fie benefic, fie malefic. Iisus ne avertizează, când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă și negăsind, zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit, și venind o află măturată și împodovită. Atunci merge și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el și intrând locuiește acolo și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Așa se întâmplă cu creștinii atât la nivel micro, individual, cât și la nivel macro, comunitar, așa cum a atras atenția Sfântul Iustin Popovici. Europenii iluminați, franțuziți, i-au cerut lui Hristos să plece, astfel că în loc de buna mireazma Duhului Sfânt a intrat putoarea păcatelor contrafirii, iar acum locuim în ceea ce el numea întunecoasa, întunecata și puturoasa Europa, care din templu al Duhului Sfânt a ajuns peșteră de tâlhari. Europa aflată în pragul colapsului pare a fi devenit acea turmă de porci în care legiunea își mărește numărul pe zi ce trece. Vedeți, pe de altă parte, elita globalistă satanistă ne consideră pe noi mulțimile drept o turmă de porci și atâță patimile noi prin mass media, prin internet, încât să ne îndrăcim și noi ca și porcii și să ne arunce și pe noi în abis. Europa se aseamănă cu acea casă pe care Hristos a măturat-o și a împodobit-o, dar care nu l-a poftit să rămână. Astfel că, lipsită de protecția sa, s-a trezit luată cu asalt și supusă de alte 7 duhuri mai rele decât cel dintâi. Principiul e valabil și la nivel individual și în plan familial. De exemplu, când femeia își pierde feminitatea firească, locul ei fiind ocupat de feminismul satanic, nefiresc, masculinizant, pe care de consecință, un bărbat adevărat nu va fi atras de o astfel de femeie, așa cum nici o femeie vrednică de acest nume nu va fi atrasă de un bărbat efeminat. Odată cineva l-a întrebat pe Sfântul Porfirie Cafsocalivitu: Preacuvioase, această atracție sufletească și trupească, atracție ce se ivește între bărbat și femeie, este diavolească? Părintele a răspuns: Uneori da, alteori nu. Cred că o astfel de atracție e demonică atunci când bărbatul s-a efeminat și femeia s-a masculinizat. La următoarea întâlnire cu marele bătrân, persoana a revenit asupra aceleiași teme și a primit următorul răspuns. Ceea ce îndeopște numim fericire prin căznicie există. Vedeți, acum nouă ni se spune și după ce oamenii au făcut experiența amară a mariajului, oamenii spun, domnule, nu există fericire în familie. Uită-te pe stradă, la cupluri, uită-te ce chipuri au și îți dai seama cât de fericiți sau de nefericiți sunt. Deci Sfântul Porfirie spune, există fericire prin căznicie, însă cu o condiție, ca soții să fi dobândit avere duhovnicească, iubindu-L pe Hristos și împlinind poruncile sale. Numai așa poți să dobândești avere duhovnicească.
Astfel vor ajunge să se iubească cu adevărat, să fie fericiți. Vedeți, nu iubești cu adevărat pe un om decât după ce l-ai iubit pe Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă nu-L iubești încă pe Dumnezeu, tu-L iubești pe celălalt, dar doar într-un mod pătimaș, într-un mod lumesc, ba mai rău decât lumesc. Dar după ce înveți să-L iubești pe Dumnezeu, e atunci, de-abia atunci, înveți să-L iubești și pe om cu adevărat. Deci spune, astfel, doar împlinind poruncile lui Hristos, vor ajunge să se iubească cu adevărat, să fie fericiți. Alminteri vor fi săraci sufletește, nu vor putea să dăruiască iubire și vor avea probleme demonice care îi vor face nefericiți. Am încheiat citatul. Altfel spus, dacă Hristos nu este chemat mereu să locuiască în casa pe care a zidit-o, măturat-o și împodobit-o, deci dacă El nu este chemat să locuiască în casa pe care a zidit-o, măturat-o și împodobit-o, adică sufletul nostru, alte entități vor veni neinvitate și o vor ocupa. Se pare că interlocutorul părintelui Porfirie n-a priceput prea bine ultimul răspuns, de vreme ce la următoarea întâlnire îi se adresează astfel. Preacuvioase, am auzit că problema insatisfacției dorințelor senzuale și sentimentale între cele două sexe rămâne nerezolvată găsindu-și dezlegare doar odată cu moartea. Am încheiat citatul din acest om. Și firesc, părintele a reacționat foarte puternic. Nu o mai numi problemă. Iată, așa este. Și schiță cu palma și degetele o mișcare peste pătura patului, arătând ceva ce se mișca înainte târându-se, apoi încet, încet ridicându-se de la pământ și în cele din urmă înălțându-se la cer. Adică pe măsură ce omul înaintează duhovnicește, insatisfacțiile de ordin senzual și sentimental dispar, deoarece golul interior e umplut tot mai mult de prezența dumnezeiască. Gol care nu putea fi nicicum umplut de satisfacții senzuale și sentimentale. Vedeți, de aceea s-a degradat foarte mult și zisa viață sexuală. Pentru că oamenii, fiind goli pe dinăuntru și neputând să umple acest gol cu plăcerile trupului, au trecut la plăceri perverse. Adică au zis, domnule, dacă o facem așa, în modul ăsta, ca și Sodoma și Gomora, vom fi fericiți. Și atât i-au devenit mai goi, pentru că cu cât faci un păcat mai mare, cu atât Dumnezeu se retrage. Această imagine pe care a schițat-o părintele Porfirie, adică omului care întâi se târăște pe pământ, adică e lumesc, e cu totul lipit de pământ, dar care încet încet face efortul, se ridică și până la urmă se înalță, această imagine, adică trecerea de la stadiul de vierme, care se târăște pe pământ, la cel de fluture, care se avântă spre înălțimi în zbor, este întru totul opusă acelei înfățișate de descriere romantice ale unei iubiri extatice, care pornesc de sus, pierd apoi din înălțime încet încet, iar la sfârșit se zdrobesc de pământ. Vedeți, e ceea ce se numește dragoste la prima vedere. Un bărbat și o femeie se atrag foarte mult unul pe altul, atunci au un, cum se spune, un chimism foarte puternic, o atracție, un magnetism biologic foarte puternic, atunci la început. Și li se pare că gata, și-au găsit zisa jumătate și că e fericirea. Dar aceea e doar o plăcere biologică, ea nu poate umple golul interior. Și apoi încet, încet, pentru că oamenii ajung să se cunoască, să-și vadă lipsurile, să își manifeste fiecare egoismul, e, atunci, încet, încet, acea zisă fericire tot descrește, tot descrește și, până la urmă, se alege praful de ea. Și oamenii care s-au iubit nebunește la început, ajung să se urască nebunește la sfârșit. Ori vedeți, când ai abordarea aceasta părintului Porfirie, când te rogi tot mai mult și ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, e atunci când iubești pe Dumnezeu, abia după aceea poți să iubești cu adevărat pe oameni. Relația dintre bărbat și femeie în cadrul familiei, dacă este doar una fizică, sentimentală, mentală, se uzează în timp, se ofilește. Însă dacă ei, prin rugăciune, se conectează la Dumnezeu, care este sursa vieții și a iubirii, dacă se roagă împreună, atunci relația dintre ei nu se ofilește, nu se uzează, ci pe măsură ce rugăciunea lor e mai vie și relația lor va deveni tot mai vie, pentru că Duhul lui Dumnezeu o va revigora și viu este Dumnezeu. Însă dacă cei doi nu au habar de viața duhovnicească, nu au nici cea mai mică idee despre cum diavolul pornește adesea pe un soț împotriva celuilalt, pentru că ceea ce Dumnezeu a unit, diavolul voiește să despartă. Părintele Porfirie intenționează, pe unul din voi, adică dintre soți sau dintre copii,
Îl chinuie diavolul, îl face neliniștit, mofturos, tulburat. Dintr-o dată, vedeți, atacul demonului e dintr-o dată, te gândești, bă, ce a pățit celălalt? Tot era totul în regulă. Și iată acum și-a schimbat cu totul starea. Ce se întâmplă? Deci dacă nu ești un om duhovnicesc, nu poți să-ți explici. De fapt, e un atac demonic, arată părintele. Deci spune, pe unul dintre voi, dintre soți, îl chinuie diavolul, îl face neliniștit, mofturos, tulburat. Dacă ceilalți nu sunt gata de rugăciune, tulburarea se va transmite la toți, adică și la ceilalți membri ai familiei. Dacă unul se roagă pentru ceilalți, tulburarea va deveni tot mai mică. Harul lui Dumnezeu va străluci și se va revărsa peste tot locul, sfințindu-l. Iată un exemplu, un caz povestit chiar de marele bătrân. A trecut pe la chilia mea o femeie cu totul deznădăjduită, în primejde să moară din pricina întristării. Cauza era soțul, suferind grav de astmă, după cum îmi spunea, și era milă de el, dar nu putea să-l ajute și asta o întrista. Însă eu am văzut alte lucruri. Părintele Porfirie avea darul vederii duhovnicești și a vederii la distanță. Deci când femeia a început să-i vorbească, el prin har, prin vederea aceasta harică, a văzut cum au stat lucrurile. Și i-a spus, o să te ajut. Și i-a dat indicații ce să facă. I-a zis așa, o să te duci acasă. O să intri pe ușa principală, să mergi în camera unde se află soțul tău bolnav. O să stai un pic cu el și să fii atentă la ce va face. Apoi o să te ridici și o să-i spui, trebuie să plec în oraș pentru cumpărături, o să lipsesc cam o oră. Tu însă nu o să pleci în oraș, ci o să ocolești casa și o să intri pe ușa din spate, în bucătăria care se învecinează cu camera lui. Însă fii atentă să nu-și dea seama. O să stai în bucătărie cam o oră și o să tragi cu urechea, să auzi ce face. Când va veni vremea, o să ieși pe ușa din spate, o să faci iar ocolul casei și vei intra prin față în camera lui. Și din nou vei lua aminte la ce va face îndată ce te va vedea. Deci vedeți ce dar avea el. El deja a vizualizat casa, locul, tot. Doamna a făcut întocmai. În ziua următoare a revenit la părintele. Ce s-a întâmplat? Am întrebat-o. Cum am intrat, îmi zice ea, pe ușa din față, în camera soțului meu, a început să tușească tare, să scui pe jos și să-mi facă reproșuri amare că nu-l iubesc, că nu-mi pare rău pentru el și că las singur să sufere. După puțin, i-am spus că ies în oraș cam vreo oră pentru cumpărături, iarăși tuse și reproșuri. Când am intrat în bucătărie, am constatat că în camera soțului meu domnea o liniște deplină. A trecut o oră și m-am întors la el. Cum am deschis ușa și m-a văzut, a început din nou tusea și reproșurile, că în timpul cât am lipsit a suferit mult, a tușit, a strigat după ajutor și că a fost cât pe ce să moară singur cuc. Ai înțeles acum ce se petrece? Am întrebat-o. Sunt confuz, a zis femeia, nu știu ce să cred. O să te lămuresc eu, i-a zis marele bătrân. Soțul tău are demon. Am văzut asta din clipa în care ai venit aici ieri. Demonul i-a adus astma și prin astma soțului tău încearcă să te doboare pe tine. Deci ținta demonului era femeia aceasta, să o termine psihic. Deci i-a zis, demonul i-a adus astma și prin astma soțului tău încearcă să te doboare. Iar tu, pentru că ești foarte sensibilă și miloasă, fiindcă îl vezi suferind și făcându-ți mereu reproșuri că nu te îngrijești de el, tu te stingi de amărăciune, însă el nu se necăjește. Tușește, scuipă și ți se plânge numai când ești în preajmă, căci tu ești ținta lui, a demonului. Cum pleci și nu te vede, demonul se potolește. Doamna mă privește și treptat înțelege ce se întâmplă. Am sfătuit-o ce să facă pentru a se lupta cu demonul și a scăpa și ea și soțul ei de el. M-a ascultat și acum le merge mai bine. Deci vedeți cum diavolul luptă pe un soț prin celălalt. Un interlocutor l-a întrebat, cuvioase, astma aceasta era de natură psihologică, adică închipuită? Părintele a răspuns, nu, era astma adevărată, organică, însă provenea de la demon, care o folosea ca pe o armă criminală împotriva acelei femei. Așadar, demonii au uneori posibilitatea să ne afecteze nu numai sufletul, ci și trupul. Asta o știm, de exemplu, bine când vrem să ne rugăm, ne apucă călduri, friguri, ne apucă somnolență. Astea vin de la băieții de la subsol. Părintele Porfirie explică, fiecare om care te jignește, care te vatămă, care te ponăgrește în mod gratuit, care te nedreptățește în orice chip, este un frate al tău care a căzut în mâinile diavolului celui viclean. Vedeți, noi știm că există lumea nevăzută, noi știm că demonii sunt aici în jurul pământului, dar iată, noi nu înțelegem că de fapt ei se implică concret în viața noastră.
Noi de multe ori anumite acțiuni care se întâmplă, noi le luăm ca fiind doar pur omenești. Nu înțelegem că marele regizor e dincolo de noi. De spune, orice om care te nedreptățește în mod gratuit a căzut în mâinile diavolului celui viclean. Așadar, tu când vei vedea că fratele tău te nedreptățește, ce trebuie să faci? Trebuie să-ți fie foarte milă de el, să-ți pară rău de el și să-l rogi fierbinte și în tăcere pe Dumnezeu să te sprijine în acest ceas greu al încercării și să se milostivească și de fratele tău, cel ce este victima diavolului celui prădător, iar Dumnezeu vă va ajuta. Dar asta nu poți să o conștientizezi decât cum? Decât dacă te rogi. Dacă te rogi tot mai mult, dobândești o stare de liniște, de pace. Și atunci imediat sesizezi atacul. Sesizezi că vrăjmașul a dus mare tulburare prin celălalt. Că de fapt nu celălalt e cauza, ci celălalt e doar instrumentul prin care diavolul își derulează lupta împotriva unității voastre din familie. Căci dacă nu vei face asta, deci dacă nu te vei ruga din toată inima pentru celălalt, pentru cel atacat de diavol, ci dimpotrivă, dacă te vei mânia pe el, răspunzând agresiunii cu agresiune, atunci diavolul care stă în spinarea fratelui tău, sare și în spinarea ta și vă prinde pe amândoi în hora sa. Așadar, continuă marele bătrân, să nu te indignezi nici măcar în tine pentru nicio acuzație nedreaptă ce ți s-ar aduce. Este un lucru rău și răul începe prin gândurile rele. Când te amărăști și te indignezi, fie doar și cu gândul, îți strici atmosfera duhovnicească, împiedici Duhul Sfânt să lucreze și îngădui diavolului să mărească răul. Tu trebuie să te rogi întotdeauna să iubești și să ierți, alungând de la tine orice gând rău, pentru că acel gând rău vine tot de la vrăjmașul. Deci cheia problemei este deci rugăciunea. Cu cât te rogi mai mult și mai curat, cu atât îți va fi mai ușor să iubești, să ierți și să alungi gândul rău, căci puterea pentru aceasta îți este dată de sus prin rugăciune. Cuviosul Porfirie mai folosește o imagine, o analogie pentru a fi mai explicit. Undeva există generatorul electric, iar în această cameră există becul. Dacă însă noi nu apăsăm pentru rupător, vom rămâne în întuneric. Deci există Hristos, El e sursa vieții și a puterii și a luminii, și există sufletul nostru. Dacă însă nu apăsăm pe întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în întunericul diavolesc. Problemele din familie vor deveni și mai complicate odată cu apariția copiilor, căci în orice comunitate omenească, mai ales în una creștinească și în celula de bază ei, familia, demonii caută să aducă ispite. Dar acum, pe lângă ispitele pe care le aduce diavolul unui soț prin celălalt, el va aduce ispite și prin copii. Să luăm aminte că demonii pot agita copiii pentru a-i tulbura pe părinți, dar și invers. Iată ce povestește un creștin, ucenic al Sfântului Porfirie. Într-o zi era foarte multă zarvă în casă. Fiul meu cel mic era agitat și se certa continuu cu mama sa. Eu simțeam, în afară de prezența soției și a copilului, prezența al cuiva, adică unui duh rău. Tocmai în acel moment de tensiune, înainte de a apuca să-mi închei scurta rugăciune pe care o începusem, spuneam în sinea mea, Dumnezeule, te rog, alungă pe vicleanul acesta din casa mea. Tocmai în clipa aceea primesc un telefon din partea cui credeți a părintelui Porfirie. De la sine s-a făcut liniște în casă și când a ridicat receptorul am auzit glasul părintelui. Vezi tu, era celălalt, adică vrăjmașul, care l-a pus pe fiul tău să vă doboare, mi-a explicat el și apoi a așezat receptorul la loc în furcă. Deci, vedeți, încă o dată, noi credem, vedeți și copiii, uneori sunt liniștiți și trec într-o stare cu totul întoarsă pe dos, care tulbură toată casa. E atunci să știți că acolo e un atac diavolesc. Noi nu ne vine să credem, noi spunem cumva, pe cum Dumnezeu îngăduie să fie ispitiți și copiii. Da, uite, Dumnezeu, dincolo de ceea ce putem pricepe noi, Dumnezeu îngăduie să fie ispitiți și copiii. Și dacă nu ești pe fază, atunci se face un întreg balamuc acolo. Mama îl reclamă pe copil până la urmă la tată, după certul de tată îl ia și îi trage o mamă de bătaie și diavolul atunci zice, pe toți trei am tulburat, am făcut ceva treabă, am făcut ceva punctaj, mă duc să raportez la tata meu satana. Deci, vedeți, omul acesta, într-adevăr, era un duhovnicesc, se vede că era ucenic al Sfântului Porfirie, pentru că el spune, simțeam în afară de prezența soției și a copilului, prezența al cuiva, care l-a agitat pe copil. Așa cum am menționat deja, dracii vin neinvitați și tulburarea care se iscă din senin
E un indiciu în acest sens. Dar dacă nu ești un om alfabetizat duhovnic, ești un om de rugăciune care ai gustat liniștea venită prin rugăciune, nu vei putea percepe, nu vei putea conștientiza apariția oaspetului nedorit. Părintele Porfirie a relatat că odată a venit la el o femeie și l-a întrebat: ce să fac, părinte, cu fiica mea? E foarte nervoasă și ne certăm. Mi-a zdruncinat și mie nervii și m-am dus la doctor și mi-a dat calmante, dar n-au niciun efect. Vedeți? Deci, din nou, ținta era femeia, mama. Și diavolul lucra prin fiica ei, zice, mi-a zdruncinat nervii și m-am dus la doctor și au calmante, dar nu au efect. De ce? Pentru că calmantele, cum ar putea să alunge un duh rău? Cum ar putea să alunge niște chimicale, să alunge pe satana? Fiind un om înzestrat cu vederea duhovnicească, marele bătrân a lămurit-o: fiica ta are demon și de aceea se înfurie. Femeia i-a explicat. Femeia i-a replicat, dar ce spuneți, părinte? Și eu care mă înfurii, tot demon am. Desigur, ai demon, după cum și eu când mă înfurii, am demon în mine. Dacă noi am luat o cameră de luat vederi și am pune-o pe noi când ne mâniem, o să vedem ce chip avem. Toți avem un chip demonic. Când ne mâniem, trăsăturile chipului se schimbă îngrozitor. Într-adevăr, atunci e posesie demonică. Deși nouă, din nou, nu ne vine să credem. Noi zicem că mânia e un sentiment doar firesc al omului, n-are nimic de a face cu viața spirituală. Dar când se implică un demon, e o mânie diavolească și asta se vede pe chipul nostru. Deci părintele a spus: desigur ai demon, după cum și eu când mă înfurii am demon în mine. Pentru că fiica ta are un nazist în ea, adică un demon, așa îi spunea, așa, dar tu ai alt nazist și fiecare îl amenință pe celălalt cu pistolul la cap și în felul acesta se iscă cearta. Un ucenic al părintelui Porfirie, care se certa cu copiii săi, îi mărturisește: ieri am fost la neurolog și mi-a dat medicamente întrucât am nervii zdruncinați. Deci, vedeți, diavolul l-a terminat psihic prin copiii lui. Părintele îl dezaprobă: nu te enerva, deoarece cel ce se enervează îl are în el și el pe nazist. Și îl numesc așa pentru a-i face pe oameni să înțeleagă cruzimea satanei, după cum ne-au arătat-o naziștii în perioada ocupației, în Grecia, în al doilea război mondial. Iată ce povestește un alt cunoscut al părintelui Porfirie. Într-o seară m-am dus la acesta cu un foarte cunoscut cipriot care locuia în Atena. El finanța un film care avea ca subiect parabola firului risipitor. Și în ciuda faptului că decorul și toate celelalte erau gata pentru a începe filmările, prietul meu insista să cunoască și părerea părintelui Porfirie, care ne-a vorbit despre tatăl care l-a iertat pe fiul risipitor și despre felul cum ar trebui să se comporte un părinte. Anume, când vezi pe diavolul că îl biruie pe fiul tău, în loc să te mâni pe el din cauza purtării sale rele, mai bine stai de vorbă cu Dumnezeu. Învață să te rogi lui Dumnezeu pentru copiii tăi, în loc să te ceri cu ei, cere ajutorul lui Dumnezeu în acea perioadă. Pentru că dacă te ceri cu ei, vine diavolul și face ping-pong. Îți dă gândul ție, îți dă gândul lui și te ceri cu copiii și ajungi unde n-ai vrea să ajungi. Deci dacă îl vezi pe copilul tău că îl biruie cel rău, apucă-te de rugăciune. Nu mai sta în certuri. Iată și relatarea unei femei. Când mi-a murit soțul, copiii noștri, care erau de numai 12 și respectiv 10 ani, au fost foarte îndurerați. Cuviosul Porfirie, care vedea în adâncul sufletelor lor, mi-a zis: sunt îndurerați, răniți sufletește. Femeia a venit singură la el. Și părintele, tot la fel cu darul acesta al vederii duhovnicești, i-a spus: copiii sunt îndurerați, sunt răniți sufletește. M-a ajutat foarte mult, mai ales cu fiul cel mare. M-a sfătuit să-l tratez cu multă blândețe și dragoste, deoarece acesta era cel mai afectat de pierderea tatălui. M-a sfătuit: nu te necăji când copilul e nepoliticos și îți întoarce cuvântul. El nu vrea să fie așa, dar nu se poate stăpâni în acel moment. Mai târziu îi va părea rău. Când ne supărăm, acționăm din îndemnul diavolului și astfel îi facem jocul. Vedeți, acest om vorbea nu din cărți, nu din tratate de psihologie, nu din tratate de spiritualitate, ci acest om vedea. Deci spune: când ne supărăm, acționăm din îndemnul diavolului și astfel îi facem jocul. Dacă ne înfuriem, ne facem una cu voia diavolului și intrăm cu toții în cercul lui. O familie avea două fete. Cea mare era chinuită de un demon ce o punea mereu să facă tot felul de pagube prin casă, spărgând diferite obiecte, iar afară osilea să arunce cu pietre și altele. S-a dus acasă la respectiva familie un anume părinte, nu-i se dă numele decât o inițială, un fiu duhovnicesc al părintului Porfirie, dar nu i-a putut ajuta cu nimic, în afară de feștania pe care le-a făcut-o și de sfaturile pe care le-a dat. Aducându-i se la cunoștință cazul, marele bătrân Porfirie, uzând de vederea duhovnicească, i-a lămurit:
Demonul pe care fata asta îl are înăuntru ei este foarte puternic. El poate să răstoarne un camion mare încărcat cu pietre. Deci de aceea părintele acela n-a reușit să-l scoată. Devină, și atât ce spune el ca să vedeți ce înseamnă vederea duhovnicească, a zis, devină sunt părinții, pentru că i-au arătat mai multă dragoste fetei mai mici, făcând-o geloasă pe cea mare. Să știe că femeile au o mai mare înclinație înspre gelozie și înspre invidie. Și diavolul, iată, vedeți, e fără milă. Iată, el e îngăduit, iată, să atace și copiii. Deci a zis, părinții sunt de vină pentru că i-au arătat mai multă dragoste fetei mai mici, făcând-o geloasă pe cea mare. Atunci Satan a prins-o într-un moment de slăbiciune și a biruit-o, iar acum face tot ce vezi că face. De aceea e nevoie acum de multă rugăciune și să-i arate multă iubire. Așa se va face bine. Vedeți, Dumnezeu ar fi putut alunga demonul printr-o rugăciune a marelui bătrân Porfirie. Dar n-a făcut-o. De ce? Tocmai pentru ca părinții să se poată corecta uzând de rugăciune și de iubire. Părintele are dreptate. El spune, cunosc oameni în vârstă care și acum, cunosc oameni în vârstă care și acum suferă din punct de vedere psihologic și emoțional pentru că în copilărie părinții au iubit mai mult pe ceilalți frați. Și nici acum n-au reușit să se vindice de acest lucru. Pe o femeie, părintele Porfirie a învățat-o. Cuplul trebuie să se roage împreună. Când copiii mei erau studenți, îi spuneam că mă rog să treacă examenele. Odată fiul meu, deși era un bun student, avea dificultăți la anumite materii. Bătrânul Porfirie mi-a precizat, nu o să treacă examenele pentru că strigi la el. Satana vrea gălăgie în casă, iar tu ești instrumentul lui. Să nu mai vorbești. Vedeți, femeia a venit să-l reclame pe copil, probabil că e leneș sau că nu știu ce, da? Și părintele a zis, nu, tu ești de vină pentru că tu strigi la el. Satana vrea gălăgie în casă, iar tu ești instrumentul lui. Să nu mai vorbești. Și să-ți mai spun încă ceva, când rugăciunea se va face în comun, adică împreună cu soțul tău, vei vedea cum se întâmplă minuni. Părintele a învățat-o să nu mai strige la copii, nu numai în perioada examenilor, ci și când e vorba de post, de rugăciune, ori de ieșit în oraș. Vedeți, copiii aici se nasc mereu certuri, începe postul și părintele ar vrea ca și copilul să postească, dar copilul nu vrea să postească. Și zice, nu mai striga la el, lasă-l și doar roagă-te, lasă-l. Și la fel, cu ieșit în oraș, cu mersul la biserică, tot la fel, e strigăte și certuri. Acestea sunt subiecte sensibile pe care diavolul le folosește, profită de ele pentru a face punctaj. Părintele a subliniat că Satana nu suportă să vadă familiile trăind în liniște și în înțelegere, de aceea se folosește de un membru al ei, de cel care e mai slab în acel moment, de cel care e mai vulnerabil, că odată e mai vulnerabil, nu odată altul, da? Astfel că Satana se folosește de un membru al familiei, de acela care într-o situație e mai ușor de târât, de acela care e mai la îndemână să-l apuce. Când femeia i s-a plâns de copii, văd că lasă totul baltă și își iau lumea în cap, bătrânul i-a răspuns, vezi ce face Satana, te pune să semeni discordie și astfel faci voia lui. Vezi, femeia, din grija ei prea multă, din fricile ei, începe să facă scandal acolo, să strige, să-i spun la soțul, să se plângă, să facă atâta scandalul și iată. Mai târziu, când băiatul era pe cale să-și termine studiile și să-și ia diploma de absolvire, părintele mi-a specificat, acum o să treacă toate examenele, ai văzut dacă n-ai mai vorbit, acum o să le treacă. Adică dacă nu i-a mai făcut atâtea reproșuri, nu te-a mai certat cu el. Marele bătrân mai sfătuia, părinții care au copii dificili și neascultători, să nu-și certe copiii, ci pe acela ce se află în spatele copiilor, adică pe diavol. Iar pe diavolul nu-l putem înfrânge decât dacă devenim noi înșine sfinți, adică dacă trăim după poruncile lui Hristos. Principiul ar trebui să fie avut în vedere și de pedagogi, și de profesori, și de medici, și de toți cei ce se ocupă de copii în special și de oameni în general. Iată o exemplificare a acestui principiu printr-un caz făcut cunoscut chiar de părintele Porfirie. O fată se abătuse de la calea Domnului și crea prin purtarea și stilul ei de viață o atmosferă insuportabilă în casă. Tatăl nu mai rezista, își ieșea complet din fire, era numai foc și pară și striga mereu că o să o omoare și alte exagerări de felul acesta care se spun la disperare. Adică vedeți diavolul cum rândea de ei. În cele din urmă, omul a acceptat să meargă cu soția sa la părintele Porfirie, care l-a lămurit. Fiica ta este stăpânită de diavol, care o poartă încotro vrea el. De vei continua să te porți așa, nu o să rezolvi nimic. Aici e nevoie de foarte multă rugăciune. Asta e cheia.
Nu ai altă variantă. Într-un fel, vedeți, poate Dumnezeu îngăduie asta, că oamenii să se întoarcă la rugăciune. Oamenii trăiesc cu viață comodă, sufletul e nesimțitor, i-a adormit buștean. E, și atunci Dumnezeu îți dă câte o ispită în asta ca să te trezești și să începi să te rogi. Deci a spus, aici e nevoie de foarte multă rugăciune. Să începeți tu și soția ta, vă ruga neîncetat la Domnul pentru fata voastră, fără ca ea să știe ce faceți. Când va veni acasă, seara târziu, să-i spuneți, fata mea, mâncarea e în frigider, du-te și mănâncă. Nu se zici, până unde ai stat la ora asta, ce faci, netrebnico, ești o stricată. Părintea zice, nu, spuneți așa, fata mea, mâncarea e în frigider, du-te și mănâncă. Atunci ea se va moia și va zice în sinea ei, de unde atâta blândețe și iubire la părinții mei cei barbari, care până atunci, într-adevăr, o tratau tot timpul foarte dur. Voi, între timp, să nu lăsați deloc rugăciunea. Până la urmă, va rupe legătura cu persoana care a influențat-o în rău. Când va veni să vă dea această veste, să nu-i spuneți, bravo, bine ai făcut, ci, cum știi tu, fata noastră, noi nu știm. Și chiar așa au decurs lucrurile. Într-o zi, fata a venit și le-a zis părinților că a stricat legătura cu anturajul acela și s-a întors pe drumul cel bun al mântuirii. Femeia cu cei doi copii de 12 respectiv 10 ani, căreia îi murise soțul, acestei femei, părintele Porfirie i-a spus, nu e decât un singur fel de a scăpa de problemele pe care le avem cu copiii, să ne sfințim viața, să trăim după poruncile lui Hristos. Fiți sfinți și nu veți mai avea probleme cu copiii voștri, iată ce vorbă de pateric. Deci fiți sfinți și nu veți mai avea probleme cu copiii voștri, vedeți dacă duci o viață tot mai duhovnicească. Actele, gesturile copiilor tăi nu te vor mai răni atât. Cu cât ești mai duhovnicesc, cu atât te vor răni mai puțin și cu atât îți va fi mai mult milă de ei și vei ști cum să-i tratezi. L-am întrebat atunci cum să devenim sfinți. Foarte simplu, a zis părintele. Când vine harul, atunci te vei sfinți, iar harul vine după smerenie și rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie puternică, vie. De ne vom ruga cu credință și stăruință, ne vom bucura în curând de roade pe măsură. M-am mai sfătuit. Nu fă presiune asupra copiilor. Ce ai de spus, spune prin rugăciune. Știți, Părinte Porfirie avea o vorbă celebră, spunea, mai bine să vorbești cu Dumnezeu despre copiii tăi, decât să vorbești cu copiii tăi despre Dumnezeu. Pentru că așa le ții predici, îi plictisești, dar rugăciunea ta făcută în taină îl protejează, schimbă ceva în viața lui. Deci a zis părintele, rugăciunea trebuie să fie puternică, vie, de ne vom ruga cu credință și stăruință, ne vom bucura în curând de roade pe măsură. M-am mai sfătuit, nu fă presiune asupra copiilor, ce ai de spus, spune prin rugăciune. Copiii nu ascultă decât când vine harul care iluminează să ne asculte. Deci atât de reținut această frază de 24 de carate. Fantastic ce a spus aici. Copiii nu ne ascultă decât când vine harul care iluminează să ne asculte. Deci tu îi ceri Dumnezeu să trimită harul peste copiii tăi și dacă Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și harul vine și le atinge inima, atunci copilul te asculte ca un mielușel. Când vrei să le spui ceva copiilor, mergi la Maica Domnului și lasă-o pe ea să lucreze. Rugăciunea ta îi va mângâia duhovnicește pe copii și îi va înmuia. Vezi, de multe ori îi mângâiem omenește, iar ei ne resping, pentru că mânghierile acestea omenești aduc saturație. Orice omenesc, te satur. Cum se spune, cel pe-al mult strică. Unele mame le arată foarte multă afecțiune de aceasta sentimentală copiilor și copiii le resping. Pentru că mamele aceștia nu știu să-i mângâie duhovnicește prin rugăciune, se cheme harul asupra lor. Deci, vezi, de multe ori mângâiem omenește pe copii, iar ei ne resping. În schimb, când le dăruim această mânghiere duhovnicească prin rugăciune, nu ne resping niciodată, pentru că harul niciodată nu te saturi de prezența lui. Prima dată când i-am dus pe copiii mei la părintele a fost după moartea soțului meu. Băiatul cel mare intrase în niște anturaje dubioase, mereu dispărea seara și nu știam unde merge și ce face. Îi spuneam ce spunem de obicei noi mamele. Unde te duci? Cu cine și cum îți pierzi vremea? El nu m-a ascultat deloc, niciodată. Într-o zi mi-am amintit spusele părintului și cum a plecat copilul, am și luat paraclisul Maicii Domnului și am început să mă rog. Nici n-am apucat să-l termin, că așa a apărut băiatul și m-am întrebat. Mamă, unde ai spus că vrei să mergem diseară împreună? De cel care plecase avea alte planuri, să meargă cu anturajul lui negativ. Iată, dacă femeia nu l-a mai bătut la cap, ci s-a pus genunchiul la rugăciune și a chemat-o pe Maica Domnului, copilul s-a întors de acolo și a zis, mamă, unde ai spus că vrei să mergem diseară împreună? Răspunsul preasfinte născătoare Dumnezeu a fost imediat. Atunci mi-am dat seama că tot ceea ce îmi spusese părintele Porfirie era într-adevăr singura atitudine corectă față de copii.
Marele bătrân a subliniat și ideea că părinții care au copii dificili să nu se pună împotriva lor, ci a diavolului care se află în spatele acțiunilor lor rele. Și nu putem lupta cu diavolul decât atunci când devenim noi înșine sfinți, adică prin stăruință în rugăciune, în smerenie, în fapte bune. Tot părintele Porfirie mai arăta că ceea ce îi mântuiește și îi înrurește spre bine pe copii este viața din casa părinților. Părinții trebuie să se dăruiască iubirii lui Dumnezeu. Lângă copii trebuie să devină, iertați-mă, lângă copii trebuie să devină sfinți prin blândețe, răbdare, iubire. Să pună în fiecare zi un nou început al bunei rânduieri, o nouă însuflețire, înflăcărare și iubire pentru copii. Iar bucuria ce le va veni de la Dumnezeu prin viața pe care tu o treci, dacă tu treci după poruncile lui Dumnezeu, tu atragi harul în casa ta, atunci sfințenia aceea îi va cerceta, așa, iertați-mă, așa, iar bucuria ce le va veni și sfințenia care îi va cerceta vor revărsa har asupra copiilor. De obicei, pentru purtarea rea a copiilor greșesc părinții. Nu-i mântuiesc nici sfaturile pe copii, nici autoritatea, nici asprimea. Dacă părinții nu se sfințesc, dacă nu luptă, fac mari greșeli și transmit răul pe care îl au în lăuntru lor. Dacă părinții nu trăiesc o viață sfântă, dacă nu vorbesc cu iubire, diavolul îi chinuiește pe părinți prin împotrivirile copiilor. Deci să reținem și această idee. Dacă părinții nu trăiesc o viață duhovnicească, dacă nu abordează pe copii cu iubire, și asta vine doar dacă ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, atunci diavolul îi chinuiește pe părinți prin împotrivirile copiilor. Iubirea, unirea într-un suflet, bună înțelegere dintre părinți este tot ceea ce trebuie pentru copii. Mare pază și ocrotire. Aici e. Cea mai mare pază și ocrotire, harul care se revarsă asupra casei unde e chemat permanent Dumnezeu. Purtările copiilor sunt legate nemijlocit de starea părinților. Când copiii sunt răniți de faptul că părinții se poartă rău unul cu altul, își pierd puterile și pornirea de a lucra spre a spori duhovnicește. Se plămădesc rău, iar casa sufletului lor se primejdește să se prăbușească clipă de clipă. Să dăm două exemple. De fapt, aceste două exemple le-a dat chiar Părinte Porfirie. Au venit două fete la mine, iar una dintre ele avea niște trăiri foarte urâte. Și m-au întrebat de unde izvorăsc aceste trăiri. Le-am zis, sunt de acasă, de la părinții voștri. Și privind pe una dintre ele, adică uzând de vederea duhovnicească, părintele citea în sufletele oamenilor ca într-o carte, i-a zis, tu de la mama ta le-ai moștenit. Fata n-a părut să fie de acord, ci a replicat, totuși, părinte, părinții noștri sunt creștini, se spovedesc, se împărtășesc. Am trăit în casa noastră în lăuntru religiei. Părintele a răspuns, eu un singur lucru văd, că părinții voștri nu trăiesc bucuria lui Hristos. Atunci cealaltă fată a zis, părintele are dreptate, tata și mama merg la duhovnic, la spovedanie, la împărtășanie, dar am avut noi vreo zi în casă pace? Se ceartă mereu, totdeauna ba unul se pun la masă, ba unul vrea să mănânce, unul nu. Ba unul vrea să meargă într-un loc, celălalt nu vrea să meargă. Cum îl cheamă pe tata, întreb. Mi-a spus. Cum o cheamă pe mama? Mi-a spus. Ei, zic, în lăuntru tău nu ești deloc bine cu mama. Părintele explică. În clipa în care îmi ziceau numele, îl vedeam pe tata, îi vedeam sufletul. În clipa în care zicea numele mamei, o vedeam pe mamă și vedeam cum privea fiica pe mama ei. Și al doilea exemplu, într-o zi m-a vizitat o mamă cu fiica ei. Era strâmtorată, plângea în hohote, se simțea foarte nenorocită. Ce o ai, o întreb? Sunt deznădăjduită cu fata mea cea mare, care și-a izgonit soțul de acasă și ne-a spus multe minciuni. Ce minciuni, îi zic? L-a izgonit de mult timp de acasă pe soțul ei și nu ne-a spus nimic. O întrebam la telefon, ce face Stelios? Bine, ne răspundea, tocmai s-a dus să-și ia un ziar. De fiecare dată găsea un răspuns, așa încât noi nu bănuiam nimic. Asta a ținut 2 ani. Ne-a ascuns că-l izgonise. Am aflat chiar de la el întâlnindu-l din întâmplare în urmă cu câteva zile. Cât femeia și-a spus amarul, marele bătrân a făcut radiografia duhovnicească, astfel că i-a spus, tu greșești, tu și bărbatul tău, dar mai mult tu. Eu? A întrebat femeia șocată. Eu care i-am iubit atât de mult pe copiii mei, care nu ieșeam din bucătărie, care nu aveam viață personală, care i-am călăuzit către Dumnezeu și către biserică și am povățuit spre bine, cum greșesc eu? Am întrebat-o pe fata care era de față, cealaltă fată. Tu ce zici? Da, mamă, are dreptate părintele. Noi niciodată, dar niciodată n-am mâncat pâine dulce din pricina certurilor pe care le-ai avut o viață întreagă cu tata.
Și aici revenim la o idee exprimată mai sus. Acolo unde nu este rugăciune și viață duncească în familie, demonii aduc certuri, scandaluri, iar cei în cauză nici nu bănuiesc de unde se trag toate. Părinte Porfirie a continuat, vezi că am dreptate, voi greșiți, voi răniți pe copii. Ei nu greșesc, ci pătimesc de pe urma voastră. Se naște în sufletele copiilor o anumită stare din pricina părinților lor, stare care lasă urme în lăuntrul lor pentru întreaga viață. Purtarea lor în viață, legătura cu ceilalți, atârnă nemijlocit de trăirile pe care le poartă din anii copilăriei. Se măresc, se formează, dar în adâncime nu se schimbă. Asta se vede și în cele mai mici manifestări ale vieții. De pildă, te apucă lăcomia și vrei să mănânci. Ai luat, ai mâncat, vezi altceva, vrei și din aceea, vrei și din cealaltă. Simți că ți-e foame, ca și când n-ai fi mâncat. Te ia un leșin, un tremur, iar vrei să mănânci. Ți-e teamă că o să slăbești. Și părintele explică, este ceva psihologic. Poate să spunem că nu l-ai cunoscut pe tatăl tău sau pe mama ta. Că ești înfometat și sărac și neputincios. De fapt, el e înfometat, sufletește, sufletul e gol de iubire, e gol de acel sprijin necondiționat. Și atunci caută în mod inconștient, în mod greșit, să umple, să mănânce, să umple cu mâncare multă golul acela interior. Deci dacă sufletul e gol de Dumnezeu, trupul are fel de fel de neputințe pe care altfel nu le-ar fi avut, explică Părintele Porfirie. Vedeți, aici e cheia la multe dintre astfel de excese alimentare sau bahice sau de țigări sau de droguri. Părintele Porfirie reia o temă expusă mai sus. În familie se află o mare parte a răspunderii pentru starea duhovnicească a omului. Pentru ca să scape copiii de feluritele probleme lăuntrice, nu sunt de ajuns sfaturile, constrângerile, logica și amenințările. Mai degrabă înrăutățesc lucrurile. Îndreptarea vine prin sfințirea vieții părinților. Deveniți sfinți și nu veți mai avea nicio problemă cu copiii. Deci asta trebuie să o reținem, e de aur, de diamant, ce a zis. Deveniți sfinți și nu veți mai avea nicio problemă cu copiii. De ce? Că Harul va rezolva totul. Dacă voi vă sfințiți, Harul e prezent acolo și se ocupă el. Nu trebuie să mai faci tu ordine. Sfințenia părinților îi scapă pe copii de probleme. Copiii vor crește alături de oameni sfinți cu multă iubire, care nu îi înfricoșează, nici nu se mărginesc la dăscălire, care fac pildă de sfințenie și rugăciune. Părinților, rugați-vă în tăcere, cu mâinile ridicate către Hristos și îmbrățișați în taină pe copiii voștri. Și când fac neorânduieli, să luați ceva măsuri pedagogice, dar să nu-i forțați, în principal, să vă rugați. De multe ori părinții și mai ales mama îl rănesc pe copil pentru neorânduiala pe care o face și îl ceartă peste măsură, exagerat. Atunci acesta se rănește. Chiar și dacă nu-l cerți în afară, dar îl cerți înăuntru tău și te răzvrătești și îl privești sălbatic, copilul își dă seama, socotește că mama nu-l iubește. Atunci o întreabă, mamă, mă iubești? Da, copilul meu, zice femeia, total convinsă. Dar el nu este convins, el s-a rănit. Mama îl iubește, apoi vrea să-l mângâie, dar nu primește mângâierea. O socotește fățărnicie, căci a fost rănit. Și cum am afirmat deja, adevărata mângâiere, cea duhovnicească, vine prin rugăciunea făcută de părinte pentru copil. De aceea se și spune că rugăciunea de părinte pentru copil e o rugăciune de foc. Atrage focul dumnezeesc. De cealaltă mângâiere sentimentală, emoțională, copilul se plictisește repede și își respinge părintele. Și dacă lucrurile stau așa în familiile cât de cât credincioase, ce va fi cu copiii din familiile necredincioase? Și dacă ne gândim și la lupta împotriva familiei care se dă acum în plan global, ce va fi cu bieții copii care se vor naște în această lume din ce în ce mai satanizată? Părintele Porfirie mai evidențiază o greșeală gravă pe care o fac părinții în creșterea copiilor. Când noi umflăm în copii ego-ul cu laudele, îi atâțăm egoismul, îi facem mare rău. Îl facem mult mai ușor influențabil de lucruri diavolești. Deci să fim foarte atenți. Sunt une mame care zic fetei ei, aoleu, ești prințesă, tu ești o prințesă, tu ești Miss cu tare. Ați văzut că acum în Statele Unite duc fetele la concursuri de Miss de la 3 ani, de-abia apucă copiii să meargă în picioare și le machează pe bietele fătuțe, le pun cu tocuri și cu alte drăcovenii și spun, aoleu, tu ești Miss, tu le meriți toate, ești o prințesă. Tu nu trebuie să faci nimic toată viața. Vin bărbații și te slujesc ca pe prințesă. Deci tu ți-ai distrus copilul în felul ăsta. Deci ea spune, noi când umflăm ego-ul copilului, îi atâțăm egoismul, îi facem mare rău. Îl facem mult mai ușor influențabil de lucrurile diavolești. Astfel crescând, îl îndepărtăm de toate lucrurile de preț ale vieții.
Nu credeți că aceasta este pricina pentru care copiii se pierd, pentru care se răzvrătesc împotriva părinților? Vedeți, și Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, da? Și atunci și copiii acolo ajung. Tu dacă copiilor le umfli ego-ul, da? În loc să-i înveți să trăiască civilizat, smerit, discret, e atunci copiii se vor răzvrăti cândva împotriva ta. Este egoismul pe care din fragedă vârstă părinții l-au sădit copiilor. Diavolul este marele egoist. Astfel, prin egoism, îl trăim pe diavolul înăuntru, o să intrăm pe frecvența lui. Nu trăim zmerenia. Zmerenia lui Dumnezeu este ceva, acesta lucru trebuie în ciocul sufletului. Este ceva organic. Iar când lipsește, este ca și când ar lipsi inima din organism. Inima dă viață organismului, iar zmerenia dă viață sufletului. Prin egoism, omul este de partea Duhului celui rău, adică se dezvoltă cu Duhul rău, nu cu cel bun. Asta a izbutit diavolul să facă. A făcut pământul labirint, ca să nu ne mai putem înțelege între noi. Am făcut noi oamenii, prin modul cum am trăit, sub influența celui rău, am făcut pământul și epoca noastră o adevărată clinică de psihiatrie. Dar e mai mult decât atâta. E de fapt o clinică de oameni posedați, ca și porcii din Gadara. Și nu ne dăm seama de greșeală. Toți ne mirăm. Ce am devenit? Unde mergem? De ce copiii noștri au apucat pe un astfel de drum? De ce au plecat de acasă? De ce au părăsit școala și toate celelalte? De ce se întâmplă asta? Diavolul a izbutit să se facă pe sine nevăzut și să-i facă pe oameni să-l numească în alte feluri. Doctorii, psihologii spun deseori când un om pătimește, ai nevroză, ai o angoasă și altele asemenea. Nu pot pricepe că diavolul răscolește și tulbură în om egoismul. Deci de acolo se trag în general nevrozele și angoasele. Sau ele se mai trag și din faptul acesta că un om, de exemplu, face rău și nu-și cere iertare, face niște fapte grave și nu le ispășește. Și atunci, de multe ori, ele se ispășesc prin nevroze. De spune el, spune părintele Porfirie, oamenii nu pot pricepe că diavolul le răscolește și le turbură egoismul. Diavolul există, este duhul răutății. Acesta e vrăjmașul nostru, nu oamenii. Cel ce ne luptă toată viața potrivnicului Hristos, de aceea se și numește Antichrist. Hristos a venit pe pământ să ne scape de diavolul, să ne dăruiască mântuirea. Drept aceea trebuie să învățăm pe copii să trăiască zmerit și simplu, să nu caute laude și pe bravo. Să învățăm că există zmerenia care este sănătatea vieții. Concepția societății contemporane face rău copiilor. Ea are altă psihologie, altă pedagogie care se adresează copiilor ateilor. Această concepție duce la samovolnicie, adică la acționat doar după bunul nostru plac, după egoismul nostru, ne ținând cont de ceilalți. Și vedeți roadele la copii și la tineri, vedeți ce istericale fac unii copii în magazine, mai știu în alte locuri, da? Și care devin mici tirani, care își domină părinții în felul acesta. De la părinți vor învăța copiii, învățătura părinților le va arăta cele cuvincioase sau pe cele necuvincioase. De la ei vor învăța despre spovedanie, despre patim și răutăți, cum au biruit sfinții rău înăuntru lor, iar noi ne vom ruga ca Dumnezeu să se sălășulească înăuntru lor. Vedeți, asta e încă o idee capitală. În fiecare zi noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să vină să se sălășulească înăuntru copiilor noștri. Și aș încheia cu un alt caz, un cuplu evlavios și iubitor avea deja 6 copii, cu diferențe mici de vârstă între ei. Soția a propus soțului să rămână la acest număr de 6 copii și să trăiască în înfrânare de atunci încolo. Ne ajung 6 copii, a decisia, hai să trăim în înfrânare de acum înainte. Soțul a ascultat-o calm, dar a evitat să-și dea acordul imediat, socotind că primul cuvânt în această problemă delicată trebuie să-l aibă duhovnicul lor, care era părintele Porfirie. S-au dus deci la el. Soția a vorbit prima, ceea ce arată și aici că era o femeie masculinizată, și că făcea pe bărbatul, făcea pe capul familiei. Deci a vorbit prima. După cum știți, părinte, avem deja 6 copii, așa că ne-am hotărât să trăim de acum încolo în înfrânare. Deci vedeți cum a vorbit la plural. Da. Deci a zis, ne-am hotărât. Soțul politicos și discret a întrerupt-o cerând cuvântul. Cu binecuvântarea Sfinției voastre, părinte, vreau să vă explic un lucru. Și întorcându-se către soția lui a zis, iartă-mă, ai folosit pluralul, noi am hotărât. Dar asta e numai părerea ta. Eu încă nu mi-am spus-o pe a mea, de aceea am și propus această convorbire cu părintele. Atunci părintele a surâs și le-a zis, nu înfrânarea este problema, ci faptul că veți lobi în iubirea voastră
fiindcă diavolul va profita și va crea conflicte între voi, ca să vă pierdeți cumpătul pentru cel mai mic fleac și să vă certați din orice mărunțiș, lucru ce va afecta și copiii. De aceea, bine este să reflectați mai mult asupra acestei probleme, rugându-vă la Domnul ca să-și arate voia sa. Deci, din nou, și acest conflict care a apărut între ei, această diferență de opinii, trebuie rezolvată prin rugăciune. Dacă la nivel rațional, mental, nu e foarte clară calea, atunci ea trebuie rezolvată prin rugăciune. Vedeți, părințele nu i-a impus nimic. Nu le-a spus, deși el era un învăzător cu Duhul, n-a impus nimic. A zis, rugați-vă, rugați-vă și problema se va rezolva de la sine prin rugăciune. Așadar, ne vor ruga ca Dumnezeu să se sălășluiască înăuntru copiilor noștri, dar evident ne vor ruga să se sălășluiască și înăuntru nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.